Tragedie în Dâmbovița, un accident extrem de grav s-a produs în localitatea Aninoasa, pe DN71 Târgoviște-Sinaia. În incident au fost implicate un autoturism și un microbus care transporta copii la școală. Până acum, în urma impactului, și-au pierdut viața doi adulți, iar 9 copii au fost transportați la spital. Incidentul a avut loc în localitatea Aninoasa din județul Dâmbovița. Accidentul rutier s-a produs între un autoturism și un microbus care transporta mai mulți copii. Impactul a fost atât de puternic încât duba a fost răsturnată, iar mașina aruncată în șanț. Atât șoferul cât și însoțitorul celor mici au decedat în urma incidentului. Cele două persoane erau decedate la sosirea echipajelor de pompieri. Acestea prezentau leziuni incompatibile cu viața. Echipele de descarcerare alături de pompierii smurți s-au deplasat la fața locului unde au încercat să salveze oamenii implicați în accident. Copiii au fost evacuați până la sosirea echipelor de intervenție și transportați la spital. La sosirea echipajelor de intervenție ale ISU, cei 9 copii erau evacuați din zona accidentului, cam la 200 de metri. 3 dintre aceștia au fost preluați de un însoțitor, iar 6 au fost evaluați medical și transportați la unitatea primirii urgențe din Târgoviște.